Că epuizată probleme cu Bucuri. Nu, eu nu sunt, eu fac parte dintr-o altă viață, nu știu să spun așa. Din viața închisorii, am avut un traseu mizerabil. Traseu care a început în 1948 la Securitate în București, Gilava, Pitești, Ghedla, înapoi la Constanța, Securitatea din Constanța, Închisoarea Militară din Constanța, din noi cu dubele Antoba, la Gelaba, de la Gelaba la Iud, și de la Iud, conform decretului de grație din 1964, mi-a dat voie să vin acasă. 12 ani de închisoare și 2 de domiciliu obligatoriu. Am trecut prin două fenomene care s-au întâmplat numai în România. Așa zisele fenomene ale reeducării. Una la Pitești și a doua la Iud. Care a fost mai cumplită, nu pot să-mi dau seama, dar sunt singurul supraviețuitor aici în Dobrogea și poate cam unicul din țară, pentru că de 4 ani de zile de când se ține simpozionul de la Pitești, în fiecare an de 17 ani de zile, de 4 ani de zile sunt singurul care pătrun la închisoare de Pitești, singurul care poate să vorbească, să-și mai amintească de ce a fost la Pitești cândva, atunci și acolo. Din nenorocire, fenomenul acesta, pentru că fac o divagație de cineva, pentru că despre Gogopui am ce să vorbesc câteva cuvinte, pentru că, în primul rând, l-am cunoscut nu de aproape de când eram elev, și l-am cunoscut cu o lună, cu un an de zile înainte de a pleca. În luna august 1948, când am fost arestat, a fost ultima dată când m-am zis dânsul, într-o bostană la Pogăniceanu, într-o bostană oarecare. Și o să o spun de ce. Deci am trecut prin aceste închisori care nu se pot explica și rămâne o enigmă, o enigmă. Acum mi-am dat seama că am cercetat și eu ca oricare fost student. Am fost student la psihologie, filozofie, nu știu unde am mai fost. Dar nu mi-a dat voie să mai continui, pentru că atunci când m-am dus imediat după ce m-am eliberat, m-am dus la universitate, la ei, în anul 4 la filozofie, m-am dus și l-am întrebat, vreau să-mi continui studiile. Cine e dumneavoastră? Și am spus. Și de ce tocmai acum, după 10 ani de zile? Păi am fost în închisoare, dar eu n-am fost ca alții. Care au spus că tatăl a fost colectivist sau ceva, și am spus că am fost în detenție și politic, da, politic. Și ce fel de politică? Zic, de dreapta. Care de dreapta? Era un tip cam moșcăit, așa, nu prea știu, era de pe tip, ce zice, cum a stat în meu de partid de la încăpătăla și cine știe cum. De care de dreapta? Nu cumva ești ăla? De care adică? De legionar? Zic, da. Domnița s-a scolat de pe scaun și așa. Cred că n-a vrut să mă bată, știu. M-a făcut într-un fel albi de corpă. Nu ți-e rușine, mai vii la noi, la universitate să-ți continui studiile acelea mizerabile, burghezii, fascistul, legionar și așa. Și am plecat imediat. Plecat să-l spun la revedere, la altă prin 5 miliu, la gar și mi-a stăcat și a sus la ei mei, un studiu, acum zic, la GAS, la CAP, vedem noi unde. Am terminat cu studiile. Deci cam așa a fost perioada mea. Dar pentru că am trecut pe la Pitești și Ghedla și nu este încă elucidat aceste două componente ale mizeriei detenției de România, am căutat-o și am controlat, am citit și răscitit foarte multe cărți, și am ajuns la o anumită concluzie că, practic, n-a fost o educare, ci a fost un fel de super-anchetă.
Și așa a fost. Nu a fost prejudecare, pentru că atunci când am dat eu în convulsie, noaptea de 10 spre 12 martie 1950, atunci colegii mei care făceau parte din comitete de tortură, și tortura la timpul când au fost pus în fața comisiei să dacă accept reeducarea, nu mi-am dat seama la unde. Eram toți colegi de aceeași vârstă. Și ne cunoșteam între noi. Baba, unul dintre ei, cunoscuse la grep de studențeiți la Cluj din 1946. Credeam că e o provânare, care e un fel de reeducare. Reeducare, acceptare de reeducare, dar în condițiile actuale și în închisoare, de ce să facem noi între noi? Dacă am cineva nevoie de noi, bineînțeles, am încercat eu să justific, dar n-am apucat să-mi termin pledoaria, că am tăbrit peste mine și m-am trezit la doua zi la infermerie, așa că nu vorbeam la iunia. Mi-am revenit după aceea și am făcut compromis, cum s-ar spune. Accept, pe care n-am făcut absolut nimic. Dar asta vreau să vă spun. Am trecut prin cele două reeducări, la Iuda a fost mai cumplit, pentru că acolo a fost o presiune psihică. Și acolo a fost o mobilitație și mișcare legionară, primele prezentații în mobilitate, între ei mele, spun, pentru că așa a fost să fie. Acolo m-a avut un tată, Părerul Crăciun, care, Gheorghe Crăciun, care știind că sub presiuni din afară, în 1963, dacă nu știți aminte, noi nu știam. Era vorba cu domnul profesor, trebuie să știe, cu Valev. Așa. În 64, cu Valev, așa. Evgenie Valev, da, făcea interstatalul. Românii au intrat în panică, au făcut apel în Occident și din Occident s-a spus, vedeți acolo zeci de mii de deținuți politici, dați-le. Și în baza ceea ce decret, am ieșit afară. Dar, ca nu cumva, colonelul Crăciun, sau partidii și guvernele și prezidiul și celelalte instituții să nu fie compromise în sensul că ne dau drumul așa, nu, nu. Din timp am făcut o pregătire, un fel de reeducare sau un fel de așa, și într-adevăr, prin presiuni psihice, au luat toate vârfurile mișcării legionare. De fapt, acolo a fost toată problema. Era o mișcare legionare. Nu se pune problema pentru că vă dau un singur raport. La Pitești am fost în jur de 1000 de studenți. Din 1000 de studenți am avut raportul, după data respectivă, erau 72% legionare. La eu era așa, nu se pune problema. Deci toate problemele se punea ăștia, că băi, tocați. Am niște lucruri, deci noi vă citesc pentru că e prea târziu, dar noi încercați, s-a pus problema noastră a tocătorii. Să iei toate așa, băi, ăștia tocați, bineînțeles. De asta, la ora actuală, la Pitești, mai cât mai trezi dintre colegii mei, cât mai trezi, mai trezi, unii nu vor să audă în Pitești. Nu vor să mai audă. Și eu la un moment dat am vrut să uit, dar nu se poate uita. Când mi-a inspirat pedeapsa în 1952, când am studenți la, când am studenți, am fost o grandare mică de 4 ani, când am fost chemat să-mi se dea drum, mi-a spus, procurorul dumneata, de o anumită factură, nu trece acasă. Dumneata mai trece că 24 de luni. Și am fost spus, de ce să spune, domnule, maior, 24 de luni în curs. Pentru că dumneavoastră, de anumită factură, de anumită culoare politică, trebuie să fiți în societate altfel, educați și reeducați. Dar, domnule curt maior, noi din 1949 de la Pitești până la 52 la Ghele, s-a anunțat oficial încetarea reeducării, am trecut prin acest proces. Deci și-a fost mâine, așa ziceam, împreșteam mâine și-a spus, ce ai spus dumneata, a trecut printr-un, dar printr-un reeducare. Reeducarea aceea a fost o mascaradă.
N-am decât un fel și reflic pe care ne cunoaștem. Ca să ne duci că noi în eroare, ții și afară, să vă reorganizăm și așa. După un an și jumătate, în 54, se face procesul din decembrie, în care 22 de studenți capi de educare de la Pitești, de la Ghela, de la Canal, de la Târgu Ocnea și toate părțile, de pe unde au fost sandinți ca o caracatiță această educare, au fost condamnați la moarte, părinții mei, cu care n-am fost niciunul. Și se menționează în procesul verbal numărul 52 din decembrie 1954 că s-au comis în închisori fapte, crime, torturi și așa mai departe, și mai scădere încă ceva. Din neglijența cadrelor din penitenciar. Au fost neglijenței, nu că au dat ei ordine. Faptul. Și mai spune încă ceva, foarte important, că toți cei acuzați de aceste crime sunt numai legionari. După ani de zile, studiind dosarul Memoriam Ororii, acel dosar care cuprinde 1570 de pagini, toate declarațiile colegilor mei buni care au făcut, pe care le-am cunoscut timp de aproape, și am ajuns la concluzie că, într-adevăr, așa au fost. Au fost legionari. Și sunt două feluri de torționare. Torționare care au venit din stat, pregătiți de mine torționat, și al doilea au fost torționat cei care au fost pregătiți, bătuți într-o caldă de cald, timp de săptămâni, luni și ani de zile, transformați în altceva. Oamenii aceștia, s-a format o organizație în penitenciar la Pitești, organizația deținuților cu convingeri comuniste, accentuez. Oamenii aceștia care vin din afară, din Moldova, cu Turcanul Eugen, care a fost tot liderul acestei acțiuni, au acționat asupra noastră la indicațiile unuia pe care domnul profesor, cred că știe, generalul Nikolski, un evreu de origine sovietică, care a dat toate instrucțiile cum să se procedeze. Nu vă spun ce s-a întâmplat și care a fost metodele, pentru că înseamnă să degradăm ființa umană. Este și eu mă puteam, eu am făcut mai ușor. Mai ușor, pentru că așa a fost să fie. Am fost protejat. Nu se protejează și astăzi. Șansa mea extraordinară. Ca să zic că dacă aș fi murit atunci, am făcut și eu pe erou, cum a făcut un șerban Gheorghe de la Fatal, colegul meu de facultate, care s-a aruncat de la etaj, că nu vrea să primească ridicarea. Și am spus, de ce sunt? Stai, zic, mai întâi, de ce să mă țin incidiu? Mai întâi trebuie să cer pe voi lui Dumnezeu, părinților mei și lui Dumnezeu. Și poate mâine pe mine o să știu la capătul tunelului, poate o lumiță acolo, poate o spui de folos. Și sunt de folos asta, pentru că pot să mă prinsesc. Deci torționarii. Cei care au fost de altă culoare politică, mai mult decât noi, așa, n-au plătit nimic. Și am avut doi colegi cu care am stat în celulă la Pitești. Celula 10 sub semnatul, cu încă 7 studenți. Deci, pentru o celulă de 2 ori 3 metri, 8 studenți din 4-4. La celula 11 era Comitetul de Inițiativă a Ridicării de la Suceava. Veni și toate acțiunile care le-au făcut ideile, pentru că a fost rezistență. Cu cât rezistai la acest, au fost oameni care rezistate extraordinar și au nebunit. Acolo au murit oameni, s-au sinucis cu secheri, au murit oameni, omorâți în bătaie. Mai de la Pitești, băi și la Gherga, la Gherga. Și atunci am spus eu nu. Fac un compromis, mă descurc eu unde-ți, mă descurc pe de sub mine. Și am ajuns la această concluzie, pentru că ceilalți le-am scris colegilor mei, erau doi băieți.
Bogdanescu-i Ion, știți, Lie Pompilu, în aceeași celulă, erau cei mai buni, făceau parte dintr-o organizație numită Regaliștii. Regaliștii. Oamenii se plecau la Pitești în 1950, la canal, și acolo au devenit toți un alt. De ce? Că mai aveau încă doi, unul Ștaier și unul Fuchs, nu vă spun ce origine poate să aibă ăștia. Așa, dar ăștia au fost cei care au dirijat sistemul de reeducare de la canal. Deci eu vin dintr-un mediu aparte. Încă mă cutremur câteodată când stau și mă gândesc câți colegi de-ai mei, cei mai buni care au fost băgați în pușcați. Am avut prieteni, Pătășcanu, Poligravăș, îi dau elitele noastre. Oamenii aceștia, pentru că Ciurcan a făcut un singur lucru, au extras din dosare de la Pitești vârfurile, șefi de organizație, șefi de ani, șefi de facultăți, pe și-a torturat într-o calmă, nu știa de dacă pică vârful, ca și ceilalți. N-a fost chiar așa. Dar oamenii aceștia, cei mai buni dintre noi, au devenit după aceea torționali.